Și dacă mai și ții puțină curățenie în timpul postului legat de cele trupești, mai ții puțină înfrânare legat din cele de mâncare, ești într-o permanentă curățire monahală și nu trebuie să te îmbraci negru, ci doar trebuie să-ți înnoiești sufletul. Înnoirea hainei celei de nuntă, despre care s-a spus tinere sau prietene, ce cauți aici? Haina nu ți este de nuntă. Nu era de nuntă pentru că era, nu era nici spovedit, nici împărtășit. Nu era de nuntă că nu era vrednic de chemarea și de vederea Fiului lui Dumnezeu. Și apoi a intrat la un ospăț străin faptelor sale. Același lucru vreau să vi-l spun și eu ca idee. Deci mai avem de punctat câteva elemente simple. Deci cei care se împărtășesc în prima parte a postului, adică cei care s-au nevoit până astăzi, pentru că nu știm mâine cine ajunge să nevoiască, deja pot să se pregătească cu temeinicie să urce drumul Golgotei, pentru că la jumătatea postului vom întâlni Duminica Sfintei Cruci și acolo ne vom regăsi spiritual fiecare în crucea noastră. Femeia măritată în crucea căsătoriei. Faci răbdare și la bărbat și la soacră și la copii și la nepoți și la toți care sunt în casă. Crucea văduvelor. Faci răbdare de la demon care vine și te ispitește, de la oamenii răi care te știu singură, de la neputințele personale pe care uneori le stăpânești sau nu le poți stăpâni și așa mai departe, sau, într-adevăr, de la lupta de la trup, de la lume și de la diavol, prin faptul că ești arătat cu degetul, că nu ești în rând cu ceilalți al lumii. Sau, poate crucea unei mari lucrări spirituale, pentru că v-am spus, sunt și oameni sfinți, sunt și călugări sfinți, și creștini sfinți, și țărani sfinți, și săraci sfinți, și bogați sfinți, și creștini sfinți. Și de ce vă spun toate lucrurile acestea? Pentru că etapa de urcare în Dumnezeu vine prin lucrarea dumnezeiescului Grigore Palama. Prima rugăciune pe care a învățat-o Sfântul Grigore Palama este aceasta: Doamne, să luminez întunericul inimii mele. De ce este întuneric în inimă? În inimă este întuneric pentru că acolo stau toate puterile sufletești și acolo bate dracul război mai mult. Din inimă izvorăsc preacurviile, spune Evanghelistul. Din inimă izvoresc omuciderile și ura și dușmânia și răutatea și vorba rea. Din prisosul inimii vorbește gura. Țineți minte? Deci când ești răutăcios și dușmănos și răzbunător și părător și băgător de seamă, deja îți strici pacea și liniștea și începi să devii un om al tulburării. Și știți ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur? Nu ai nevoie să-l verifici pe creștin ce lucrare are. Când îl vezi tulburat, sufletul lui îi tronul diavolului. Deci țineți minte acest element simplu. Pentru că omul cunoști după fapte și pe pom îl cunoști după roade. Deci nu poți să ai un pom altoit bine și să-ți dea roade rele și un om credincios și să-ți dea fapte rele. Deci dacă faptele sunt rele și credința e bună, e un om fals. Și avem, slavă Domnului. Asta este marea dramă a Ortodoxiei, că sita cea deasă n-o pune Dumnezeu decât l-a vânturat făina pentru Hristos. Deocamdată este sita cea rară, care pe deopotrivă scapă și grâu, și neghină, și pleavă. Grâu să vântură, așa se spune, și să alege și să dă la arie, la treierat și l-a făcut din el pâine, iar neghinele să strâng snopi cât să pot, iar semințele de neghină să aleg. Și de ce să aleg? La Apocalipsă, repet, la Apocalipsă, îngerii vor însemna pe cei aleși și vor scoate pe cei răi. Iar pleava, nu mai folosim termenul, că îl și știți, pleava societății. Pleava societății sunt toți acei oameni care nu sunt folositori nici bisericii, nici societății. N-are rost să le dăm o denumire
sau să le atribuim o calitate. Că dacă spui cuvântul boschetar, Dumnezeu n-a creat boschetari. Dacă spui bandit, Dumnezeu n-a creat bandiți. Dacă spui borfaș, Dumnezeu n-a creat borfaș. A creat suflete. A creat persoane. Dar depersonalizarea ne aparține nouă. Și ca să ne putem personaliza înapoi, deci trebuie să avem grijă să ne întărim cu această rugăciune a Sfântului Grigore Palama, prea îndumnezeitul aminte, pentru că el a ajuns la cea mai înaltă treaptă și ca să știți cu ce se ocupă acest Sfânt Părinte în timpul liber, că el și acum se ocupă. Una, prin faptul că a ajuns în sfatul lui Dumnezeu și între prietenii și casnicii lui, a legiferat cea mai înaltă treaptă teologică a 12-a ramură universală a teologiei, a energiilor necreate a Duhului Sfânt, arătând cum lucrează puterea Duhului Sfânt prin prone, conservare și conlucrare în lumea în care trăim. Viața o poți găsi în orice și prezența lui Dumnezeu în orice, fără a pătrunde în ce? În panteism. Deci nu te poți închina la strada asta, că nu-i Dumnezeu, dar Dumnezeu a creat lemnul din care a crescut. Nu te poți închina la lumânarea asta, dar albina e cea care a cărat această ceară cu picioarele ei și cu burta ei și a cules-o și a pus-o în stup să o faci tu lumânare. Deci în toate îl găsești pe Dumnezeu. Și așa se spune. Dumnezeu din toate se cunoaște și din nimic nimănui și Dumnezeu este tot întru toate și întru nimeni nimic. Deci oriunde te-ai duce pe fața pământului, în orice lucrare, indiferent că e regnul mineral, vegetal, animal sau omul, care întruchipează toate regnurile la un loc, un micro, un microcosmos ca formă, dar macrocosmos ca adâncime, și aici aduc ipoteza și vă spun lucrul acesta, cel mai adevărat doctor și cel mai autentic doctor după Hristos, care e doctorul și a trupurilor și a sufletelor, doctorii trupurilor noastre își dau seama cât este de învățat din tratatul de anatomie despre om. Deci atât e de complicat omul și atât e de adânc alcătuit. Deci ca să-l înveți pe om îți trebuie 6 ani, după aceea îți trebuie alți 5 ani de practică și după aceea îți trebuie toată viața să mai descoperi încă câte ceva care abar n-aveai și nu știai și apare pentru prima dată. 1 la 1 milion, 10 la 1 milion, 7 la 1 milion, 9 la 1 milion, boli noi, simptome noi, calități noi, defecte noi, lucruri noi. Deci știința este într-o perpetuă căutare, așa cum este și rugăciunea lui Iisus. Dacă rugăciunea lui Iisus muncești pentru ea ca să ajungi la treapta cea înaltă ani de zile și la cunoașterea adâncă a omului biologic, spiritual, nu mai vorbim. Ai nevoie la fel de ani de zile să pătrunzi din treaptă în treaptă până dincolo de ce? De piele, de mușchi, de oase și de mediu intern care se cunoaște. Și apoi să pătrunzi dincolo de ceea ce înseamnă neurologie, psihiatrie, de-aia avem doctori proști în domeniu cu capul, pentru că nimeni n-a ajuns la luminarea lui Grigore Palama să înțeleagă bolile mentale. Ați văzut că este și o carte, Psihoterapia Ortodoxă, sau bolile psihiatrice, deprimarea, deznădejdea, aședia, moleșala, necazurile, etc. De ce lucrurile astea? Nu avem oameni luminați la această înălțime, pentru că inclusiv cei care au scris acele cărți sunt oameni limitați ca lucrare duhovnicească. Și atunci noi, în curiozitatea de a ne rezolva problemele, deschidem spectrul de căutare. Și de aici omul ce-a mai învățat? Că pe lângă rugăciunea lui Iisus mai poate face un pic de Reiki, mai poate face un pic de bioenergie, mai poate face un pic de cristaloterapie, mai poate face un pic de radiestezie, mai poate face un pic de yoga și spune, dar toate sunt bune, părinte, că doar toate te duc la purificare. Dracul nu te purifică, dracul te înșală. Clar să fie. A spus-o Grigore Palama. Deci singura cale de purificare universală este puterea Sfintei Liturghii, repet, și este puterea Sfintelor Dumnezeieștilor Preacurate,
nemuritoare, cerești de viață înfricoșătoare lui Hristos taine. De aceea se bate atât accent și se pune atât accent, și trebuie să știți și lucrul ăsta, că numai Sfânta Împărtășanie poate să te curețe și să te aducă pe linia de plutire. Și ați văzut că primul lucru care mass media l-a sesizat, foarte multă lume deprimată, foarte multă lume bolnavă psihic, da? Dezmățul duce la boli psihice, neînfrânarea duce la boli psihice, desfrânarea duce la boli psihice, plăcerile senzuale și sexuale duc la plăceri psihice, anomaliile sexuale duc la plăceri psihice, la bolnăvil psihice. Luxul exagerat și nebun tot acolo te duce, că doar de prea mult bine nebunești, după o vorbă populară. Mâncarea prea mult exagerată. Ați văzut? Nu se face atâta campanie în mass media, să spunem, despre post, care este Maica Sănătății, în virtutea tuturor Sfinților Părinți, dar să face foarte multă campanie pe ce? Pe dieta sănătoasă. Nu-i dracu viclean? Dar de ce să nu-i spui omului, postește, domnule, că postul bisericii n-a fost pus la întâmplare în biserică. N-a fost un post așa trântit de dragul de a te afla mâncând buruiene și mestecând cartofi goi cu pâine și cu sare, ci a avut un rol de curățire a organismului, în același timp cu un rol de curățire a sufletului. Și atunci, bineînțeles că foarte mulți spun și această vorbă. A, părinte, dar asta știți, la mine nu e o problemă cu postul. Mie mi-a de recomandat doctorul dietă că am colesterol. De ce a ajuns colesterolul să te facă ortodox și n-a ajuns conștiința să te facă ortodox? Păi, părinte, zice, să știți că eu sunt la regim, am diabet, nici nu pot mânca orice. De ce a ajuns diabetul să te reglementeze creștinește, când puteai tu să-l reglementezi pe el creștinește, să n-ajungi până la el? Deci, vedeți, cum orice bumerang se întoarce împotriva noastră, orice boală se întoarce împotriva noastră. Spune bețivul, am hepatita C, nu pot să mănânc orice, părinte, dar de ce a ajuns hepatita C să facă ortodox din tine, când puteai tu ortodox să o combați pe ea? Deci, vedeți, slăbiciunea. Vedeți neputința, cum se sădește om cu picătura. Și atunci au venit Sfinții Părinți și ne-au învățat așa, că sunt mai multe moduri de a posti și sunt mai multe moduri de a te ruga. Și consider că trebuie să facem și o lecție mai elementară, nu numai filozofie oarbă, și trebuie să știți următorul lucru. Copiii. Pentru că sunt copii, pentru că merg la școală, pentru că sunt neastâmpărați, pentru că sunt în creștere, pentru că ei se dezvoltă. După învățătura Sfinților Părinți, toată lumea ar trebui să postească scurt, asta e legea fără comentariu. Dar ținând cont de situațiile în care ne aflăm, contextul social în care ne desfășurăm, preotul sau duhovnicul cu de la sine putere și cu îngăduită putere din învățătura Sfinților Canoane, poate să facă acele reglementări de la caz la caz, bineînțeles discutate, dar din care ce să tragem? Folosul postului, nu postirea. Deci dacă un copil are 10 ani și stă 6 ore la cursuri acolo și îi predă învățătorul sau profesoara și el stă flămând, nici nu ține minte, nici nu se concentrează, îl ia și somnul, cască, n-are răbdare, se enervează, pentru că știți că postul e o armă care te agită puțin. De ce? Că îl zgândări pe dracu. Și atunci, în momentul în care tu ai dat o lingură de lapte sau de brânză, dar nu miercurea și vinerea, ești în acord cu biserica și cu sfatul duhovnicului. În momentul când copilul tău sare în sus la discotecă, călărește toate fetele care le prinde, fumează toate țigările bune, toate etnobotanicile le cumpără, atunci îl pui să postească, tată, că ăla deja are diavolul în el. Deci ăla deja îi dai pâine și apă, îi dai fasole fierte fără ulei, îi dai legume fără ulei, îi dai zarzavaturi, îi dai tocănuri, îi dai legume ca să stăpânești animalul din el. Deci acolo nu mai e nevoie de dezlegare. Deci acolo nici nu vorbim de dezlegare. Deci ca să înțelegeți modul de a dezlega și de a îngădui. După aceea vin oamenii cu mungi grele sau focul continuu.
Unul aleargă pe ambulanță, unul stă la CET, unul stă la spital în gardă, unul stă nu știu unde. Poate, poate sau poate nu poate. Deci el știe mai bine cât poate. Dar el trebuie să fie apt. Chirurgul când stă în sala de operație și a trasat o linie imaginară cu ochiul și a băgat bisturiul, ăla și asumă întreaga răspundere față de cel pe care îl diseacă, acolo își caută boala în el. Deci ăla s-ar putea să-i slăbească vederea, s-ar putea să-i slăbească sistemul nervos, s-ar putea din concentrație să tremure și dacă ai tăiat în stânga sau în dreapta ai omorât un om cu zile și atunci tu nu-l condamn pe el cât sau cum postește. Dar dacă are conștiință și credință, își alege el zilele de post sau postul cuvenit după a sa înțelepciune și putere, pentru că un doctor credincios este și un preot credincios. Doctorul vede moartea, noi preoții auzim de ea. Deci noi când mergem deja, omul e pus în sicriu, doctorul se uită la el cum moare. Aia e marea taină. Deci noi nu avem imaginea morții cea reală. Avem o fotografie, o fotocopie. Îl vedem pus frumos, cu haine, cu mătăsuri, cu lumânări, cu sfeșnice, cu cutare. Deci asta este imaginea sacra morții. Dar imaginea scandaloasă a morții, cea care ar trebui să ne cutremure pe toți, este aceea cu tuburi în bot, cu furtune, în pielea goală, legat de pat, tăiat, operat, cusut, scos din tine, pus în tine, perfuzat, aspirat, cu calota capului scoasă, cu ochiul scos, cu falca scoasă, cu mâna scoasă, strivit de mașină în accident. Aia e adevărata imagine a morții. Deci adevărata imagine a morții. Pe aia dacă o putem medita, atunci chiar ne vine cheful de post și de rugăciune. Dar ar trebui așa din când în când să se facă câte o secvență de asta prin spitalele românești și să se dea din când în când câte o peliculă seara, mă rog, sau dimineața când este timp, ca să vedem și noi care e activitatea unui medic în spital și care este lupta între viață și moarte. De ce? Ca să vedem complexitatea efectului vieții asupra noastră și efectului morții asupra noastră.